Sfârșitul acestei săptămâni a fost unul plin de emoții pentru colega noastră de la Publica TV, Veronica Ghim, fata care știe totul despre vreme. De ce? Vedeți imediat! Veronica Ghim s-a apucat serios de muzică. În foarte scurt timp a reușit să organizeze două mini-concerte. Eram emoționată pe drum, mai ales că am avut așa un mic incident, nu mi se pornea mașina, noroc, un prieten bun. Și acum sunt așa un pic emoționată, dar deja văd oamenii, văd ochii, văd... am făcut și soundcheck-ul, parcă e ok, sper să fie ok. Mă motivează când văd oameni mai puțin talentați, da, când ies în scenă. Ca și prima dată au venit să o susțină nu doar prietenii, dar și colegii de la Publica TV, acolo unde Veronica este prezentatoarea rubricii Meteo. Are și de data asta emoții, dar până acum văd că s-a descurcat foarte bine, am încredere în ea și va fi ok. Are o voce superbă, este un om deosebit. Sunt rari oamenii care compilează atât de reușit frumusețe, bunătate și voce superbă. Până acum ceea ce văd mi-a plăcut. Pe Veronica Ghim o văd pentru prima oară cântând. Și dacă tot am văzut-o în calitate de interpretă, dar și de prezentatoare meteo, am decis să întrebăm cum îi stă mai bine. Aici oferă mai mult publicului decât acolo. Dacă sincer, nu am văzut-o niciodată la meteo pentru că nu privesc televizorul. Sincer, sunt un exemplar de la rar. Dar e bună în calitate de interpretă. Da, cred că și ca prezentatoare meteo e la fel de bună.